La începutul săptămânii trecute, aici, în cadrul jurnalului Mușcel TV, vă prezentam faptul că au început lucrările la podul de la intrarea în comuna Rucăr. Pentru o perioadă se va circula pe o singură bandă și inevitabil vor apărea cozile de mașini, în special vinerea și duminica. Pentru că la ora vizitei noastre doi polițiști dirijau circulația, timpul de așteptare al șoferilor care veneau dinspre Brașov a fost mult redus. Pe același principiu, respectând ziua și ora, duminică după amiază la ora 16:30, am mers să vedem care este situația la semaforul de la Pescăreasa de pe raza municipiului Câmpul Lung, considerând o oră de vârf pentru turiștii care se întorc de la munte. Deloc surprinzător, coada de mașini era trecută de barieră, ajungând până aproape de biserica de la Apa Sărată, iar pe centura ocolitoare, dincolo de cimitir. La semaforul de la pod, însă, nici picior de polițist. Șoferii mai norocoși, care fie cunosc zona, fie au fost îndrumați de GPS-uri, au ocolit semaforul pe strada Valea Uncheașului, evitând astfel aglomerația din strada principală. Au fost și șoferi care, descurajați de aglomerație, s-au răzgândit, întorcându-se la Câmpul Lung. Pe cealaltă direcție de mers, însă, traficul era normal, existând momente în care, odată ajunși la semafor, șoferii intrau direct pe culoarea verde, fără a mai avea de așteptat. Ba, chiar au existat momente în care semaforul era verde și nu trecea nicio mașină, iar dincolo de pod, coada depășea un kilometru. Totuși, undeva după ora 17, la fața locului a ajuns un echipaj al biroului rutier din cadrul poliției Câmpul Lung. Odată dirijată circulația și ritmul de trecere al mașinilor a crescut, șoferii prinși în trafic având mai puțin de așteptat. Dacă telenovela podului de la Pescăreasa va continua, o soluție ar putea o reprezenta lucrătorii de la Poliția Locală Câmpul Lung, care să dirigeze circulația măcar în momentele de vârf, vineri după amiază pentru direcția de mers spre Brașov și duminică după amiază pentru cea spre Pitești. Însă pentru așa ceva este nevoie de un cap limpede în coordonare.